Iar dacă eram cu gândul la ceea ce urmează să predic, în același timp, urechile mele au fost receptive la ceea ce s-a cântat, la ceea ce s-a recitat, și m-am bucurat de profunzimea versurilor și de mesajul extraordinar al cântărilor. Foarte frumoase cântări. Slăvi să fie Domnul! Urmează să cântăm cu grupul de laudă, unim pentru gloria Domnului, dar înainte de a cânta împreună cu întreaga biserică, conduși de grupul de închinare, înainte de cântarea aceasta, aș dori să-mi îngădui să prezint câteva anunțuri. Prima întâlnire la Casa Domnului va avea loc în această seară, începând cu ora 18, împreună cu Biserica din Loc, pentru a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este fratele slujitor. Dariu Cătană din Biserica Elim din Timișoara. Alte anunțuri, mâine dimineață de la ora 6 la demisolul bisericii va continua întâlnirea de rugăciune a surorilor. Apoi pentru ziua de joi, joi de la ora 10 și mai afirm încă o dată, joi de la ora 10, surorile noastre dragi vor pregăti salmalele pentru oameni nevoiași. Dumnezeu să le binecuvânteze. Tot începând cu ziua de joi, de data aceasta de joi seara, până duminică, vom avea o campanie de patru seri consecutive de evangelizare. Întâlnirile de joi seara, de vineri seara și de sâmbătă seara vor începe la orele 18.30 iar duminică vom avea cu voia Domnului slujbă dimineața, în cadrul căreia vom avea și actul cinei Domnului, iar seara vom avea slujba de evangelizare de la ora 18. Un alt anunț pe care îl voi face și astăzi și în perioada următoare, în serile de 8 și 9 februarie, cu voia lui Dumnezeu, vom avea două seri de stăruință rugăciune, în vederea botezului și a umplerii de Duh Sfânt. Noi am mai avut o perioadă de felul acesta acum la început de an și am zis, dacă Domnul ne ține cu viață și cu sănătate, vrem să mai avem astfel de întâlniri. Am invitat cu ocazia aceasta și fraz musafiri, chemați de Dumnezeu în vremea aceasta pentru a sprijini o astfel de lucrare. Ne rugăm să lase Domnul har și biruință. Amin. Haideți acum să stăm ridicați și împreună cu grupul de laudă să cântăm pentru gloria lui Dumnezeu.

să mă înveți când tăzânați, când în care vin. Eu mă las, Iisus, pe altă. pe altul braț, e speranță și alin. Împreună să deschidem Cartea Sfântă lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, la prima epistolă către Corinteni, capitolul al doilea, pagina în Sfânta Cartea Domnului, 1112, respectiv 1113, 1 Corinteni, capitolul 2, de unde vom citi, începând cu versetul 6. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în paragraful acesta. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Am o dorință în această dimineață să putem fiecare dintre noi împlini ultima parte a ultimului verset. Să fim însuflețiți cu toții de gândul Domnului Isus. Haideți să plecăm capetele și vreau să-mi îngădui să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, este o mare bucurie ca în această zi de final de lună ianuarie să putem, Doamne, fi în casa Ta, în prezența Ta, în prezența cuvântului Tău și aici împreună cu noi, în inimile noastre, este Duhul Sfânt. Doamne, dorim ca Duhul Tău să ne aducă lumină, dorim ca Duhul Tău să lase inspirație, dorim ca Duhul Tău să ne cerceteze gândul, cugetul, inima și puterea cuvântului Tău să lucreze astăzi în fiecare dintre noi. Vrem ca fiecare dintre noi să fim locuiți de gândul lui Hristos și să putem, Doamne Tată, lăsa cuvântul Tău să ne modeleze ființa. Să putem lăsa cuvântul Tău să ne vorbească, cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, să lucreze potrivit planului Tău în viața fiecăruia dintre noi. Știm că există putere în Evanghelia Ta și știm, Doamne, că prin Duhul Tău și prin cuvântul Tău ai transformat atâtea vieți omenești. Și dacă este cineva, Doamne Tată, astăzi aici, prieten al Evangheliei, sau poate chiar cineva care a crescut în biserică și frecventează de ani de zile, dar are nevoie de transformarea ce poți să aduci tu prin Duhul tău și prin puterea cuvântului tău, te rugăm frumos, lucrează astăzi în biserica ta. Și noi îți mulțumim prin credință, pentru lucrarea care o vei face, slăvit să fie numele tău, în numele Mântuitorului preubit, a Domnului Iisus Hristos. M-am rugat atât din ceruri și îți mulțumesc că ai primit rugăciunea. Amin. Vă invit acum cu respect să vă reașezați. Prin voia lui Dumnezeu. Iată-ne din nou în prima epistolă către Corinteni. Este pentru a cincea oară în anul acesta, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu din această epistolă, epistolă în cadrul căreia, cu voia Domnului, studiem ciclul de mesaje biblice Biserica dincolo de aparență. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, ne vom apropia de cel de-al doilea capitol, începând cu versetul 6, capitol prin care Dumnezeu cred că ne va vorbi, și a cărui temă este următoarea. Ce fel de om ești? Sau ce fel de om sunt? Apostolul Pavel ne relata la finalul paragrafului din această zi că în lume există doar două feluri de oameni. Doar două. Dar înainte de a face o descriere a lor, Pavel ne spune, Omului Dumnezeu, Sfântul Pavel. Că pentru a reuși să faci deosebirea, diferența între astea două categorii, ai nevoie și am nevoie de o calitate specială, de o virtute extraordinară care se numește înțelepciunea primită de la Dumnezeu. Doar cine are înțelepciunea aceasta ce o dă Dumnezeu poate. Să facă diferența între aceste două categorii. Întrebarea se pune de ce este așa importantă această înțelepciune ce vine de la Dumnezeu și cine poate să aibă acces la ea, cine o poate primi. Sfântul Pavel ne dă trei răspunsuri necesare. Mai întâi ne spune el că înțelepciunea lui Dumnezeu, sau dacă vreți, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, care vine de sus, este numai pentru oamenii care vor să fie maturi spiritual. Ascultați cum zice Pavel în versetul 6, ceea ce propovăduim noi. Adică Pavel, Apollo, Chifa. Printre. Și vreau să reținem cuvintele acestea. Printre cei desăvârșiți. Este o înțelepciune, dar nu a. Nu a viacului acestuia. Rețineți, vă rog, cuvintele. Printre cei desăvârșiți. Cuvântul desăvârșit din textul nostru de astăzi înseamnă complet dezvoltat de plin, crescut. E dacă ne-am referit la un fruct în această zi, ca să înțelegem mai bine cuvântul acesta de săvârșit, ar însemna copt, dus la coacere. Cu alte cuvinte, cuvântul de săvârșit înseamnă în paragraful biblic de astăzi cineva care ajunge la maturitate. Mesajul Sfântului Apostol Pavel era acesta: omul matur înaintea lui Dumnezeu este preocupat de înțelepciunea lui Dumnezeu și are acces la această virtute, la această înțelepciune. Apropo, noi ne silim să fim maturi din punct de vedere spiritual? Ne dorim asta? Nu e așa, câteodată ai ascultat câte o predică pe internet sau chiar aici în biserică, câte o mărturie, câte un mesaj extraordinar și ai zis, Domnule, câtă înțelepciune, câtă pricepere dumnezeiască. Și te minunat și ai fost uimită și ai zis, wow, cum se poate așa ceva? Dragii mei, Oamenii care își doresc să fie maturi spiritual. Sunt oamenii, zice Sfântul Pavel, care au parte de înțelepciunea ce vine de la Dumnezeu. Apoi Pavel ne dă al doilea răspuns despre importanța de a avea înțelepciunea de la Dumnezeu. Știți ce zice Pavel în același verset? Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu este diferită de cea a viacului și a conducătorilor viacului. E o diferență, zice Pavel, între înțelepciunea acestui viac, se referea la viacul în care el trăia și la conducătorii viacului și înțelepciunea ce o dă Dumnezeu omului. Știți că înțelepciunea viacului poate să zică ceva de genul s-ar putea ca Dumnezeu să existe. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să nu existe. Nu putem fi siguri de lucrul acesta. Asta zice înțelepciunea veacului, din care facem parte și noi. Înțelepciunea acestui veac zice, dacă Dumnezeu totuși există, este distant, este departe de om. Ați auzit și dumneavoastră vorba aceea, până la Dumnezeu ne papă, ne papă Sfinții. Așa că oamenii, zice înțelepciunea acestui viață, sunt lăsați pe com propriu, iar Dumnezeu nu este preocupat de ei. Dumnezeu prin cerul lui cu ale sale. Și pe noi ne-o lăsa pe pământ să ne chinuim, facturi, riduri, cancer, accidente, probleme de rezolvat. Asta spune înțelepciunea veacului acestuia. Iar Pavel știu ce ne spune? Fruntașii viacului nu cunosc înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Ei nu înțeleg originea lui Dumnezeu și a vieții. Ei nu înțeleg natura lui Dumnezeu și a vieții. Ei nu înțeleg destinul lui Dumnezeu pentru om. Ei nu înțeleg ceea ce ar trebui să înțeleagă. Și există două dovezi clare în privința aceasta. Cu privire la și viacule acestuia, zice Pavel, dacă fântașii viacule acestuia ar fi avut acces la înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce ar fi făcut? Nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Asta zice Pavel, uitați-vă în versetul 8. Dar pentru că n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce au făcut? Într-o zi, între doi făcători de rele pe cine l-a atârnat pe crucea din mijloc? Pe Fiul lui Dumnezeu, pe Isus Hristos. Iar a doua dovadă prezentată de Pavel aici, foarte subtil, dar concret în același timp, Pavel zice, și viacului n-au văzut și n-au auzit adevărul. De unde știm asta? Păi știți ce zice Pavel? Adevărul lui Dumnezeu, este lucru pregătit de Dumnezeu doar pentru cei ce îl iubesc. Doar lor le este descoperit. Numai cel ce îl iubește pe Dumnezeu are acces la revelația profundă, adâncă a lui Dumnezeu. Pavel zicea, există lucruri care urechile, ochii, Vă mai aduceți aminte cum citeam din text? Și zice: ca să le înțelegi, să ai acces la ele, trebuie să-l iubești pe cine? Pe Dumnezeu. Apoi Pavel ne dă cel de-al treilea răspuns cu privire la importanța de a avea acces la înțelepciunea lui Dumnezeu. Uitați ce ne spune Pavel. Înțelepciunea asta care vine de la Dumnezeu este descoperită într-un singur mod, prin Duhul lui Dumnezeu. Versetul 11 pe partea B, tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Observați, iubiții Domnului. Numai Duhul Domnului cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Omul cu rațiunea sa nu poate niciodată să-l descopere pe Dumnezeu și nici lucrurile lui Dumnezeu prin urmare, zice Pavel. Lumea nu cunoaște pe Dumnezeu nici lucrurile lui Dumnezeu, fiindcă ele trebuie descoperite omului și există o modalitate prin care se face asta, prin Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu omul nu-l poate cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și nici lucrarea lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu, omul n-are acces la lumea spirituală, la lucrurile atunci și profunde ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este acela care le descoperă omului. Asta ne spune Sfântul Pavel. Așa că Pavel zice așa, dacă vrei să știi ce fel de om ești, și dacă vrei în această viață scurtă și trecătoare să fii omul care trebuie, omul de care se folosește Dumnezeu, omul care să aibă acces la lucrurile profunde și adânci ale lui Dumnezeu, atunci va trebui să fii locuit de Duhul lui Dumnezeu. Să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și în tine să fie înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să-ți dorești, să-ți propui, să te lupți, să mă lupți, să-mi doresc să fiu un creștin matur. Și acum să revenim la întrebarea noastră, la titlul predicii. Ce fel de om ești? Ce fel de om sunt? Spuneam că Sfântul Pavel ne spune în textul de astăzi că pe planeta Pământ. Există doar două categorii de oameni din perspectiva lui Dumnezeu. Este vorba, în primul rând, despre omul firesc, prima categorie. Și, în al doilea rând, despre omul duhovnicesc, a doua categorie. Mai întâi, aș vrea să ne uităm în paragraful acesta biblic, să vedem cum îl descrie Sfântul Pavel pe omul firesc. Știu ce spune Pavel despre omul firesc? Primul adevăr. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Să nu vă așteptați ca oamenii firești să vină la stăruința în rugăciune. Și dacă vin, dacă cumva din curiozitate vin, să știți că aceștia sunt oamenii care bombănesc. Tot timpul comentează. E chiar și când vin la închinare. Pentru că Pavel zice: Omul firesc, în primul rând, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Expresia nu primește din versetul 14 înseamnă că acest om firesc refuză efectiv, respinge, nu acceptă lucrurile spirituale. Lucrurile spirituale pe omul firesc îl preocupă prea puțin sau aproape deloc, asta vrea să spună Sfântul Apostol Pavel. Adică focusul său e pe lucrurile din lumea aceasta, pe bunuri tot mai mari și mai multe, pe dorințe și sentimente care trec, pe nevoi și tânjiri omenești pe poziție și bogăție, pe atenție și recunoaștere, pe jocuri și distracție, pe confort și vacanțe, pe mâncare și băutură, pe haine și înfățișare, pe tot ce are de-a face strict cu, cu trupul și cu lumea materială. Viața și mintea omului firesc sunt axate pe lumea fizică, și pe lumea materială. Strict și atât. Nu pe lumea spirituală a lui Dumnezeu. Ideea e următoarea. Mintea, energia și viața omului firesc, toate astea sunt concentrate asupra lucrurilor fizice, pe ceea ce omul poate vedea. Sunt concentrate asupra lucrurilor materiale, pe ceea ce omul poate bipăi. Sunt concentrate asupra lumii, pe ceea ce omul poate auzi. Toate acestea sunt concentrate asupra trupului său, pe ceea ce omul poate gusta, simți, asupra lucrurilor omenești, ceea ce omul poate poseda. Omul firesc este omul stricat din punct de vedere moral. Inima lui este închisă pentru Dumnezeu, natura lui umană este despărțită de Dumnezeu. O natură care nu va crede, o natură care nu va asculta, o natură care nu va trăi pentru Hristos. De aceea, omul firesc, întâi de orice, așa îl putem cunoaște nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Știți cum îl mai descrie Sfântul Apostol Pavel pe omul firesc? 2. Pentru omul firesc, în al doilea rând, lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie. Cuvântul nebunie, din textul nostru, din versetul 14, Știți ce înseamnă în traducere liberă? Ceva ce pare absurd, ceva dezagreabil. Pentru omul firesc, lucrurile lui Dumnezeu sunt ceva de prost gust, dezagreabil, ceva absurd. Ceva ce nu face sens. Nu uitați, omul firesc, zicea Pavel, Trăiește în primul și în primul rând, sau dacă vrei, se focusează pe partea carnală a vieții. Aici poate fi vorba, revin și amintesc, de poziție, de bani, bogăție, faimă, posesiuni, recunoaștere, influență, putere, casă, mașini, intimitate, mâncare, haine, popularitate, etc. Pentru el, pentru omul firesc. Lucrurile lui Dumnezeu sunt secundare, de mică importanță. Aproape nu contează deloc. Știți de ce? Pentru că El nu poate să vadă, nu poate să simtă, nu poate să guste, nu poate să audă, nu poate să dovedească lucrurile spirituale. Prin urmare, mintea omului firesc în mintea Lui. A omului firesc. Este o nebunie totală să pui lucrurile spirituale, lucrurile lui Dumnezeu, pe primul plan. Uitați-vă cum îl descrie Pavel, omului Dumnezeu, pe omul firesc. Mai întâi, el respinge, refuză efectiv lucrurile Duhului lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru el, lucrurile lui Dumnezeu cele spirituale, dacă vreți, sunt o nebunie. Iar în al treilea rând, ceva și mai interesant. Omul firez, zice Pavel, nu poate să înțeleagă lucrurile spirituale. Nu poate. Poate dumneavoastră ai vrea să poată. Poate cel firesc ar vrea să poată. Dar Pavel spune că un astfel de om nu poate să înțeleagă lucrurile spirituale. Observați versetul 14, partea ce. Omul ăsta firesc nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul firesc nu doar că nu cunoaște lucrările lui Dumnezeu, nici nu le poate, zice Pavel. Înțelege! El nu poate să deșarnă lucrurile spirituale, adevărul lor, valoarea lor, însemnătatea lor, bogăția lor, etc. Răspunsul e simplu. Știți de ce? Toate astea, zice Pavel, trebuie judecate, nu firește, nu pământește, ci spiritual, duhovnicește. De aceea, lucrurile spirituale, vreau să ținem minte adevărul acesta, pot fi investigate doar de un om spiritual. Lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile spirituale, pot fi judecate doar de un om spiritual. Pot fi examinate astfel de lucruri spirituale doar de un astfel de om al lui Dumnezeu, un om spiritual. Și apropo, știți cine va prețui lucrurile acestea? Doar un astfel de om, duhovnicesc, spiritual. Acum să vă spun care este marele pericol pentru Biserică. Marele pericol este atunci când astfel de oameni numiți de Pavel firești ajung să-ți dea cu părerea în Biserica Domnului și să spună ce fel de lucruri nu sunt bune în Biserică și ce fel de lucruri sunt bune în Biserică. Când astfel de oameni își dau cu părerea ce trebuie schimbat într-o biserică, ce trebuie scos din închinare, ce trebuie adăugat în închinării, ce trebuie inclus în biserică, atunci un mare pericol pentru Biserica lui Hristos. Când oamenii firești ajung să spună ce se cântă în adunare, cum se cântă, cât se cântă, la ce se cântă, la ce nu se cântă, dacă se cântă, cine poate cânta? E Ăsta e marele pericol. Când astfel de oameni firești se ridică și spun ce învățătură să se dea, cine să dea învățătură, despre ce să fie învățătura într-o biserică, cât să fie învățătura aceea. Și lista de exemple Poate continua. Cu alte cuvinte, marele pericol pentru biserica lui Hristos a fost și pentru cea din Corint, și este și în 2024. Pericolul este acesta când astfel de oameni firești au un cuvânt de spus în biserică. Când oamenii ăștia firești au influență în biserică, fac jocuri de culise în biserica lui Hristos, își împun opinia în biserică, fac judecăți în biserică, creează partide în biserică, fac dezbinare în biserică. Pavel zice că nu întâmplător le vorbește celor din Corint. Și nu întâmplător era ruptă în bucăți, spiritual vorbind, biserica din Corint. Se infiltrase între ei, mergeau la slujbe, așa zis și creștini, firești, care ei nu deosebeau între lucruri, care nu erau locuiți de Duhul lui Dumnezeu, care nu erau influențați și călăuziți de Duhul Domnului. De aceea spune Pavel, imediat în capitolul următor, se va predica data viitoare, zice, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci parcă îl văd pe Pavel cu profundă durere spunând a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Întrebarea e, ce fel de om sunt eu, dar tu care asculți Evanghelia? Răspunsul e la tine și la mine. Și îl mai știe cineva, cel ce este deasupra la toate a tot cunoscătorul, Dumnezeu dreptul, Dumnezeu suveranul. El știe răspunsul. Oare noi știm? Înainte de a-ți da răspuns la întrebarea asta, haideți să vedem în al doilea rând cum îl descrie Pavel pe omul duhovnicesc, adică pe omul spiritual. Omul descris de Pavel ca om duhovnicesc în pasajul acesta biblic este omul în care E prezent Duhul lui Dumnezeu, care este condus, influențat de Duhul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel în versetul 12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin... Adică dacă le avem, ni s-au dat. E un har. Nu-i merit personal. Nu poți să-mi atribui. E favoarea ce mi-a creat-o Dumnezeu și dacă am acces la ele, nu e datorită mie, ci datorită cui? Duhului ce ne-l-a dat Dumnezeu și l-a pus să ne locuiască. Acest om este spiritual, zice Pavel, nu pentru că a primit un dar omene superior. Nu pentru că a primit o activitate neobișnuită în biserică, nu pentru că a devenit mai inteligent ca înainte de convertire sau mai bun ca înainte de a se bocăi. El este spiritual în primul rând, deoarece a primit Duhul lui Dumnezeu. Este locuit de prezența Duhului Sfânt. Și totodată un astfel de om trăiește sub influența directă a Duhului Sfânt, condus de Duhul lui Dumnezeu. Există trei moduri în care Pavel face descrierea omului duhovnicesc. Și haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, omul duhovnicesc judecă sau discerne toate lucrurile. Iată ce spune versetul 15, prima parte. Omul duhovnicesc poate să judece câte din lucruri. Să judece totul. Credeți că vorba Sfântului Pavel este adevărată? Ideea este următoarea. Omul care este cu adevărat duhovnicesc este cel care trăiește sub influența directă, sub călăuzirea directă a Duhului lui Dumnezeu. Prin urmare, Duhului Dumnezeu este cel ce descoperă omului adevăruri cu privire la lucrurile spirituale. Este foarte important de precizat un lucru aici. Omul nu descoperă lucrurile lui Dumnezeu prin abilitățile sale proprii, ci este lucrarea Duhului Sfânt făcută în om. De aceea este foarte important, mai menționez, nu știu câte oară astăzi, este foarte important să fim locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Și aici aș deschide o paranteză să nu fie o confuzie pentru cineva, Duhul Sfânt vine și locuiește într-un credincios din momentul nașterii Lui din nou. Vă întreb cine ne-a născut pe noi din nou? Știți ce zice Hristos în Ioan capitolul 3? Cine? Duhul Lui? Dumnezeu? Cine îl convinge pe om că este păcătos în fața Creatorului Său? și care are nevoie de credință și de pocăință, este Duhul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este o altă lucrare importantă și necesară pentru credincioșii lui Dumnezeu. Dar noi, trebuie să fac precizarea aceasta, nu suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu abia în urma botezului cu Duhul Sfânt, ci din momentul în care Dumnezeu a schimbat viața noastră și noi ne-am convertit pe de adevăratele. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că în Biserica Domnului Iisus Hristos nu există loc pentru super spiritualitate și nici pentru competiție. Pentru că tot ce avem vine de la Dumnezeu, nu de la noi, ci de la El. Tu nu poți spune, este vocea mea, vezi ce talent am, ce voce grozavă am. Nu poți să spui asta, pentru că nu-i vocea ta. E vocea ce ai primit-o de la Dumnezeu. Nu poți să spui, este talentul meu de a recita poezii de 5 strofe sau de 50 de strofe. Nu. Nu poți să spui, e talentul meu de a predica nu știu cât de grozav, de a explica Biblia nu știu cum. Nu pot să spun asta. Nu pot să spun, e talentul meu de a dirija și de a se uita oamenii de jos și de a spune ce dirijor extraordinar. Nu pot să spui asta. Nu pot să spui e darul meu de a administra lucrurile în biserică, în firmă și așa mai departe. Nu! Toate le avem de la Dumnezeu, toate darurile, toate talentele, toate înzestrările, toate, absolut toate, le avem de unde? A, ah, și dacă predica e reușită, cine e onorat? Dumnezeu! Și dacă cântarea iasă grozav, și oamenii zic, extraordinar la cântat corul, extraordinar la cântat fanfara, cine trebuie să fie onorat? Și dacă avem dirijor binecuvântat de Dumnezeu, a cui să fie toată gloria și slava? A mare lui nostru Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, când oamenii sunt locuți de Duhul lui Dumnezeu, când oamenii sunt influențați de Duhul lui Dumnezeu, și controlați de Duhul lui Dumnezeu, ei nu fac comparații între ei și ceilalți. Ei nu intră în competiție niciodată. Ei nu spun, noi suntem grozavi, noi suntem mai special. Nu! Știți cine ne face să fim special? Să fim minunați, să fim deosebiți. Ne-a spus Pavel, prin cuvântul din această zi, este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. El ne face să fim, întâi de toate, oameni duhovnicești. Că dacă ar fi după noi, după firea noastră, i-am spus cuiva zilele acestea care nu credea că poate să țină calea pocăinței, calea Domnului. I-am zis așa, nici eu nu voi putea să fac asta pe cont propriu. Niciun om prin puterea lui, nu poate să țină calea lui Dumnezeu. Dar există unul care poate și vrea să ne ajute. El ne-a dat și voința și înfăptuirea și prin el există posibilitatea aceasta să -i fie binecuvântat numele. M-aș pocăi, a zis cineva la o seară de evangelizare, dar cred că nu pot ține. Zic, pocăința nu-i pentru oamenii care ei cred că pot să o țină. Pocăința e pentru oamenii care se văd păcătoși, ticăloși, vinovați înaintea lui Dumnezeu și au remușcări în conștiința lor și au stări de regrete profunde și se căier și spun, Doamne, fără Tine sunt nimic, sunt un gunoi. Oamenii care ajung să fie săraci în du, adică să depindă de Dumnezeu și fără Dumnezeu să spună, suntem nimic. Pentru ei e pocăință. Așadar, am învățat, în primul rând, cum este omul duhovnicesc. Vă mai aduceți aminte cum este? Cum? El discerne, sau dacă vreți, judecă toate lucrurile. În al doilea rând, a doua descriere a omului duhovnicesc. Omul duhovnicesc zice Pavel, nu poate fi înțeles de omul firesc. Expresia din versetul 15, el nu poate fi judecat de nimeni. De nimeni. Adică omul duhovnicesc zice Pavel, nu poate fi judecat de nimeni. Expresia asta de aici din Biblie, foarte mulți ani la rând, a fost înțeleasă greșit. Adică domnule s-au ridicat unii în istor și au zis, bă, Cuterescu este om spiritual, om al lui Dumnezeu, pe el nu poate să-l judece nimeni. Indiferent ce trece prin cap lui într-o zi, la ce se gândește, ce vrea să facă, pe el nu poate să-l judece nimeni. Nu la asta se referă Pavel aici. Cuvântul nimeni se referă la oamenii firești. Oameni despre care tocmai fusese vorba în context. Adică oamenii firești sunt prea puțin preocupați de Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Prin urmare, nu are cum ca un om firesc să-l înțeleagă pe un om spiritual, pe un om duhovnicesc. Este imposibil, zice Pavel, un om să judece lucrurile spirituale dacă el nu le experimentează, nu le studiază, nu le înțelege. Cu alte cuvinte, și ce zice Pavel? Oamenii firești nu înțeleg cum poate cineva să facă eforturi și chiar mari sau să-și piardă timpul cu lucruri de pe lumea cealaltă. Când pentru el, pentru omul firesc, tot ce contează, zicea Pavel, este lumea aceasta, este acum și aici. De aceea deviza omului firesc este deviza mult auzită în ultimii ani. Trăiește clipa, simte de bine, trăiește viața la maxim, distrează-te. Nu o viață ai, se termină totul la groapă. Odată ești tânăr și odată ești tânără. Asta e deviza omului firesc. Pentru el totul e aici acum. Nu există nimic dincolo. De aceea, zice Pavel, un om firesc nu poate să-l înțeleagă pe omul spiritual. Pentru el tot ce face un om spiritual e o nebunie. Cum? Omul spiritual nu încearcă să profite de lumea aceasta și el le conecta cu o altă lume. Auzi, ci că există o lume de dincolo. Că mai există ceva dincolo de mormânt. Că există rai. Și există iad. Pentru omul firesc, totul e aici. Temporar. Și acum. De asta, când Pavel zice, el nu poate fi judecat de nimeni, adică de nimeni dintre oamenii firești. Pentru că astfel de oameni nu pot să-l înțeleagă pe omul dovnicesc. Iar în ultimul rând, Pavel mai face o descriere a omului dovnicesc. Omul duhovnicesc, zice Pavel, în al treilea rând, se aseamănă în gândire cu Hristos Isus. Iată ce spune ultima parte a versetului 16. Noi însă avem gândul lui Hristos. Asta nu înseamnă că omul duhovnicesc cunoaște toate lucrurile despre Hristos. Nu înseamnă asta. Nu la asta s-a referit Pavel, ci știi ce înseamnă? Înseamnă că mintea omului duovnicesc este concentrată, este focalizată asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Prioritatea omului duovnicesc este Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. El trăiește pentru atunci și pentru acolo, nu doar pentru acum, și pentru aici. Focusul omului domnicesc sunt lucrurile neperitoare, lucrurile de sus, spirituale. El este legat în primul rând de ceea ce este veșnic. Nu de ceea ce este vremelnic și trecător. Iată ce diferență mare între astea două categorii de oameni care există pe pământ. Între omul firesc și omul Duhovnicesc. Hai să recapitulăm. Omul firesc, în primul rând, nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Doi, pentru el lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie. Adică nu le poate înțelege, nu le poate pricepe. De asemenea, el nu înțelege lucrarea aceasta a lui Dumnezeu. În schimb, omul duhovnicesc care este locuit de Duhul lui Dumnezeu, care este controlat de Duhul lui Dumnezeu și influențat de Duhul lui Dumnezeu, în primul rând, discerne lucrurile spirituale. În al doilea rând, el nu poate niciodată să fie înțeles de omul firesc. Nu poate. Și ce, trebuie să-și bată capul cu asta? Mă, nu mă înțelege omul firesc. Uite, eu mă chinui să fiu spiritual, zici dumneata, să fiu spiritual. Și uite, cu tărescu sau cu nu mă înțelege. Nici nu trebuie să te chinui să pricepi asta. Că omul firesc nu te poate înțelege. Și apoi, cel spiritual are o gândire care seamănă cu a lui Hristos. Întrebarea e, din care categorie facem noi parte? Din astea două. Poate ai căutat după categoria numărul 3 sau numărul 4. Să știi că nu există. Doar astea două există. Om firesc și om duhovnicesc. Fii sincer cu dumneata, fii sincer cu tine, drag tânăr, dragă tânără, soră dragă. Așa e că îți doresc să fii în cea de-a doua categorie, categoria oamenilor duhovnicești. Așa e că îți dorești asta. E o dorință extraordinară și eu îmi doresc la fel ca dumneavoastră să ne asemănăm cu Hristos în gândire, să fim locuiți de Duhul lui Dumnezeu, să nu ne intereseze prea mult cum gândesc oamenii firești despre noi. Noi să-L avem ca prioritate pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să fim a lui Hristos. Apropo, știți cum spune o cântare veche, dar superbă cântarea asta și inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea, să cum să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispita vine, sobiruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Poate reușim cu grupul de laudă să o cântăm acum la final. Ce cântare asta și frații de la media poate o pregătesc. Aș vrea, să cum să fiu ca tine. Aș vrea Iisus e scum, zice strofa a doua, a ta comoară, de pe vei să-mi Aș vrea ca în mine tot ce-i vechi să, să moară. Iar tu să faci din mine ce dorești. Ce frumos ar fi această cântare să fie și rugăciunea noastră de astăzi. Și să spunem lui Dumnezeu după ce vom cânta, Doamne, vreau să locuiești cu adevărat în mine vreau să locuiască cu adevărat Duhul tău în viața mea. Vreau să mă las condus, influențat, controlat de Duhul Sfânt. Doamne, vreau să fiu un om matur spiritual, un om duhovnicesc, un om care să aparțină împărăției tale, care să aibă valorile tale, care să te iubească cu adevărat pe tine, căruia să-i revelezi lucrurile tale atunci și profunde. Haideți să stăm ridicați.